Slavit să fie Domnul. Cântarea se cheamă Nu te pierde în deznădejde. Să fie un pic de încurajare. E o cântare din harfă, cred că o știm. Am mai cântat-o de mult. Nu te pierde în deznădejde când te încearcă vreo urgie. Domnul va preface în tine întâi starea în bucurie. Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta, întâi starea în bucurie va schimba. E salvarea ta, întristarea în bucurie va schimba. Nu privi la slăbiciune, nici la viața ta pustie, ci la Domnul El preface întristarea în bucurie. E nădejdea ta, e salvarea ta, întristarea în bucurie va schimba. Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta, întristarea în bucurie va schimba. Nu deschide poarta minții, gânduri negri ca să-ți vie. Crede în Domnul că cel schimbă întristarea în bucurie. Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta. Întristarea în bucurie îți va schimba. Domnul, e nădejdea mea și a ta, e salvarea ta. Întristarea în bucurie îți va schimba. Nu te îndoi în credință, Domnul este a ta tărie. Și el schimbă atunci în taină întristarea în bucurie. Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta, întristarea în bucurie îți va schimba. Cântă-i Domnului într-una, mulțumește că cel știe. Când să-ți schimbe toate în bine și întristarea în bucurie. Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta. Întristarea în bucurie îl va schimba. Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta. Întristarea în bucurie îl va schimba. Isaia 61, versetul 1 la 3 zice că el va tra schimba tristarea în bucurie. În locul unui duh mâhnit va da o mantie de laudă. Glorie Domnului! Amin.